Fraților, astăzi mergem cu Beca la muncel. Hai, grasule, dai bice. Mergem cu Beca pentru că prostule Bercea și-a pierdut mașina. Ca să-l vedeți și uite-și pe ăstea. Uite-și tu la ei mâncă. Miliția! Tu-i văzut mă ce făcură? Ce se mai întâmplă, grasule? Păi dar stricai mașina. Eu nu merg cu ea așa stricată. Ah. Unde e o cel mai apropiată la de... Bag-o aici și scoate-o iarăși. Păi nu pot aici, că nu m-am loc în garajul ăsta. Chiar nu m-am loc în garajul ăsta. Da na 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 Cum 65. să-și băgă ca se chema aia? Cine să se cheme? M3-ul ăla. M3-ul tău, Ubermark Sentinel, ceva de genul. Ia stai mă să mă uit și pe internet de el. Să te uiți pe internet? Păi de ce? De la Soundhunter noi, de ce? Păi Cum să să văd. repun? Să văd cum e. Exact cum. În numele lui. Exact. A, cred că tu nici măcar nu auzi bine, probabil. Ba, aud bine, dar mie să nu greșești tu, că eu nu găsesc că după nume. Dar măcar pe Beca, oia, nici pe Beca nu mai face pâine. Păi, dar ce trebuie mie Beca? Păi de ce? Că eu am de gata. Înseamnă că ești mai fraier. Și eu am chiar cabrio. Păi am și eu fraiere, nu știu cum să zic. Dacă s-a reparat așa ușor mașinile și în realitate... Și cu câteva sute de dolari. Chiar că mă, mâncate-și. Păi cât îți ia să repar? Câteva sute, 200, nici 200 de dolari. Da. Și stai un pic, că acum fac atinsă puțin, dacă îmi atinsă rău, da, da, ziua. Păi ar fost boierie, mă. Ai fi reparat tot de dragă, ești nebun. Da. Bă, și o săptămână, mă, dacă durează, dar măcar să știi că o duci, o iei bine. Zilea să îți place pe casa, nu? Da, îmi place. Păi Dar dacă botul să... ăsta nu prea îmi place mie. Păi dar n-am ce să-i fac, așa e... Zici că știi, care, știi cum arată farurile din față, zici că sunt farurile aftermarket. De la bot zici că e 8 într-un fel. Nu știu, băi, așa e modelul, nu e altul care să se semene. Și la bot, gen, e și mai urât dacă ai scot spoilerul ăla de jos. Și la triple e foarte asemănător. Oricum, e frumușacă. Uite și tu ce lejer merge mașina asta, nu vrea să se grăbească deloc. Păi ce trebuie? Ajunge mai ușor, dar ajungem mai cătine la așa. Mai cătine, mai cătine. Hai mă, unde e BMW-ul? Ia uite, văd una, 6 pe aici. Ubermark Sentinel XD. Găsiși? Putu goa, mă, si. Văzui exact cum se cheamă, că după mine să am o imagine vizuală. Ia stai mă să-l mai spun o dată de pe prostul ăsta. A, bravo, grasule. Încercai să dau și o drift. Deci, Ubermark Sentinel, Depinde că aici măcar nu? partea din stânga nu e... Aici nu? Nu e stricată. Aici nu? LG Shotro, Dubsta, Spectre, Oracle, Vigilante, nu. Nu mai Sentinel trebuie. Classic. Nu e? Era frumoasă mașina asta. Îți place, a? Da. Parcă m-a prins cu Beca pe curbe. Nu e grasule, deci nu e deloc. Nu știu, mă, atunci n-ai salvat-o, ce-mi zici mie? O să mă uit la video ăla. Dacă am salvat-o sau nu, așa Dacă știu. n-ai salvat-o, dai și arma. Da. Bine. Bă, de fapt, oricum trebuie să-mi dai că nu e salvat, așa că... Păi stai puțin, că ne uităm la video de data Adică stai trecută. puțin. Vreau să s-a întâmplat o eroare la GTA să nu salveze tocmai ție mașina? Zi. Ia stai mă să mai sun la asigurări, că poate s-a distrus. Păi și dacă era distrus, trebuia să scrie destroyed. Religi. Doamne, nu știu dacă mașina se dă o... Ia să pare nici 120 măcar de mii de noi. Măcar e frumoasă. Păi să știi că măcar e frumoasă. Și nu neapărat că e foarte frumoasă, dar seamănă. Are unele care, lucruri din mașină care sunt aproape identice cu așa, de gen lateralele. Da. Cu rama, cum vin geamurile, chiar sunt aproape identice și spatele. Tot Cromul ăla acolo. pe lateral chiar seamănă. Da, pe lateral chiar seamănă. Bă, l-am lăsat tot pe papanete joace, să nu mi-o fi vândut-o. E, știe permanent să vând Păi, mașini. știi de ce? Că am vreo 26 de mii aici și nu știu de unde. Cash. Așa puțin valora. Păi că se vor zice că pe agresurile, că tu nu știi că așa îți dau prețul de nimic. A, ba, da. La muncel.
La Munchel. Cam oare, tata. Cu becuța la Munchel. Cu becuța la Munchel. Yay! Iuhu! Ia să vedem, 4-4 își face treaba sau nu, ăsta, 4. Păi dar nu cred că are 4 asta. Zici? Ba, mi se pare că are. Ia să vedem, stai. A, are? Băi, așa văd. Că nu se prea învârte, bine, că nici forță n-am. Da, vezi cum dă și acolo ăștia pe acolo. Da, jantele ăștia înguste, rău, mâncați-și. Da, mă, ce? Aoleu, chiar că ăștia sunt mai înguste decât ăla de mere de iarbă, ce pui. Da, ba, nu, tot pe acolo umblă. Dar măcar sunt mai frumoase ca alea mele de iarbă. Grasule, păi și mergem la sală și după aceea când ne bem cafeaua sau ne bem cafeaua și după aceea mergem la sală? Nu, întâi mergem la sală, că dacă ne bem cafeaua nu mă prind pe sală. Zici? Te garantez. Haide, domnule Bărsia. La Munchel. Dacă vrei, mâine și păi mâine te putem să mergem din dimineață. Da? Uite mă ce-i dă în gură, uite la ea. Uite la ce-i dă în gură. Ia uite la. Uite la, uite la. Ia mai așa. Ăla, dă numai din spate asta, mă, sau mi se pare mie? Ce-ai făcut și grasul? O, mă, că urcă. Da. Păi să ai un pic de încredere. Vrei să mă dau jos stamping? Apunește și tu farurile astea. Ce cu ele? Se sting singure. Păi nu-mi place fă cu ele stinse. Nu mai opri! Ai încredere, grasule. Da. Dar ce culoare asta? Că nu seamănă cu alubeca deloc. Păi am căutat și n-am găsit. Păi acum în lumina asta de aia nu seamănă. Am căutat și n-am găsit griul ăla așa. Asta e mai închis un pic. Nu înțeleg, bă, ce urcă așa greu în casă. Și n-are și aia 4x4. Sigur, nici măcar fața are spate, ce pui mie. Ce a 6 cu tracțiune spate ați văzut voi? Blasfemie. Hai da, domnule Bărsia, acum avem până pe Ciliad. Foarte bine. Foarte bine. Dai, 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 cum dai din fond. Hai, grăsule, hai! Bă, ce mă luăm un cascat bine, că sunt trezit și de dimineața. Cu noaptea încă. Pe mine a început să mă trezească soarele foarte devreme. Cine? Soarele, soarele. Păi de ce să te trezească soarele? Păi intră peste mine în cameră. Da, cine și le pune? Doare încolo de faruri. Cam greu ajuns să rămpe Ciliad. Nu neapărat. Pe nu ajungea. Ce? Pe că-mi trebuie tău nu ajungea. Ba, ajungea ăla. Ajungea ăla? Dar pe unde sărim? Ce? Pe unde sărim? Nu știu, pe unde vrei să sărim. Tu pe unde vrei? Ia, ajunge-ne pe casa asta de aici. Aha. Bă, fii bă cu minte, bă! Am încercat. Pe unde sărim, bă? Pe aici. Fix pe aici, în față? Fix pe aici, așa. Ai băgat space? Ce ăla, mă? Sepiș, space. Ce ăla? Drog. Ultimul răgnet, cică. Băi, lasă-mă. Și cum fac și eu să fabric așa ceva? Să fabrici? Mhm. Ăla, e undeva foarte ieftin, cică. Fix ce-mi trebuie mie. Aha. Bă, grasule, bă! Are 4x4, fraiere. Bă, grasule, bă, ce munți sunt ăștia, bă, că nu-s regulați? Nu știu, grasule, sunt munți, iau și tu munți neregulați.
Pe asta n-am mai auzit-o. Pe unde trebuia. Ne împinge grasule. Dar unde să te dea jos, că n-are unde? Aaa, nu cred că urcă pe aici. Hai grasule, dă-i. Mă, ce faci, mă? Păi eu încerc, dar nu se controlează bine deloc. Dă-o încolo, mă, grasule. Hai. Și acum? Hai. Ăla e. Acum a bubuit. Ba nu. Dar acum a bubuit. Ba nu. Ia zi, mă. Cum o controlă domnul electoratul? Da, ca un mare maestru, cascador. Ai auzit de cascadorul din Piroțineasca? Eu i-am făcut vocea, bă. Dublată în română. Da? Da. Tă mă miram eu, ce e vocea asta, mă, de ghi? Gata, mă, am ajuns jos. Ești în siguranță? Nu. Cum nu? Păi nu mă simt în siguranță, tu nu vezi ce mașină burdușit ai? Ce faci, grasule? Bă, grasule, dă-o, bă, eu cobor aici. Facem balans, uite. Temping? Da, hai. Nu pot. Lasă-o, că e bine că nu se distrusă. Uite și tu cum stă pe piatră, suspendată. Da. Deci ăsta nu vrea să dea-n tine deloc, n-am văzut așa ceva. Ia. Yeah. Dar al meu vrea? Bă, n-am văzut, mă, așa ceva. Ia uite aici. Și Superman Punch. Deci nu vrea să te lovească deloc ăsta. Putu goa, mătii. Ua. Ua. Nu vreau să dea în el, fratele, deci vă rog frumos să lăsați-mi. Dacă știți că există vreun buton sau ceva, pentru că ăsta meu efectiv nu-l targetează, apăs click dreapta, nu vrea să-l targeteze pe Bercea, nu dă în el, pur și simplu nu dă. Dă mai ales pe Bercea. Oameni buni, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut escaladarea muntului cu electoratul, nu uitați să dați un like. Bă, să nu-mi distrugi mașina, bă! Da. Bă, nu este ca și cum ar arăta într-o stare foarte bună. Și noi desigur o să ne vedem data viitoare, papa. Data viitoare, dar stați un pic să vedeți ce să fie am pregătit lui Bercea, papa.